Serviciile de apă și canalizare în capitală s-ar putea scumpi cu aproape 40%. Locuitorii municipiului Chișinău ar putea plăti peste 22 de lei pentru un metru cub de apă, cu aproape 7 lei mai mult decât achit acum. Întreprinderea Apă Canal Chișinău solicită Agenției Naționale de Reglementare în Energetică să accepte majorarea tarifului mediu la apă și la canalizare. Operatorul are obligativitatea în fiecare semestru să prezinte toate calculele și toate cifrele pe cheltuielile suportate de către operator, pentru ca regulatorul să intervine și să verifice aceste cifre și să decide ajustarea sau neajustarea tarifului. Este un exercițiu ordinar, a declarat Irina Gutniuc, viceprimarul municipiului Chișinău. În prezent, consumatorii din municipiu achită un tarif de 16 lei și 15 bani pentru un metru cub de apă și canalizare, iar dacă ANRE va accepta solicitarea, tariful va fi de 22 de lei și 22 de bani pentru un metru cub. Locuitorii din Chișinău spun că sunt deranjați nu doar de faptul că vor achita cu peste 37% mai mulți bani, dar și de calitatea serviciilor prestate de întreprinderea Apă Canal Chișinău. Ultima modificare a tarifului la serviciile de apă și canalizare pentru locuitorii din Chișinău a fost operată în luna ianuarie anului 2023, atunci când aceste servicii s-au scumpit cu 43%.